o iubitoare a mării, ambele regine au fost iubitoare ale mării, în special regina Marie. Și cel mai mult au stat aici, nu știu ce aminte regina Maria, au stat 3 săptămâni de alături, cea mai lungă vizită. Pavilionul regal sau cuibul reginei își începe existența în urmă cu peste 140 de ani. Clădirea inițială era foarte modestă, fiind mai degrabă o cabană mică ridicată pe un picior de piatră. Deși familia regală avea un palat în Constanța, regina Elisabeta nu părea să fie atrasă de acea construcție. Avea însă o înclinație aparte pentru pavilionul regal din port. Fața din care la vremea aceea era exact aici. Deci se vede regina care făcea semne tuturor vapoarelor care intrau și ieșeau în port. Cuibul reginei a fost distrus după primul război mondial. A fost refăcut în 1923 și ani la rând familia regală s-a bucurat de el. Cuibul liniștit, așa cum îl numea regina, era înconjurat din 3 părți de apa agitată a mării. Acum, după cum vedeți, locul nu mai seamănă cu cel dinainte. Marea este destul de departe, s-au venit cu platforme pe ambele laturi ale clădirii și s-a pierdut din farmecul ei inițial. În 1960, comuniștii au vrut să-l demoleze, dar a scăpat ca prin minune, iar după Revoluție, în 1996, a devenit Muzeul Portului Constanța. Acum oferă tururi ghidate pasionaților de istorie. Trebuie să conștientizăm împreună cât de important este patrimoniul Dobrogei cultural-istoric. Cuibul reginei va intra în reparații. Clădirea este cuprinsă în planurile de modernizare a portului Constanța pentru anul viitor. Este monument istoric și, ca la toate monumentele istorice, va dura ceva timp până vom obține avizele, după care, întâi și întâi, vom face o expertiză a locației și din care să reiasă lucrările care le avem de făcut și o valoare a acestor lucrări. Cel mai devreme muncitorii și schelele de renovare vor apărea în a doua jumătate a anului viitor.